Bine v-am găsit! Azi voi face tăierea mărului tufă și, după cum știți, mie îmi plac pomii să aibă 3, maxim 4 șarpante, fix așa cum, să spunem, aceasta este regula plecării în vas. După cum ați observat, acesta nu este format corespunzător și asta s-a întâmplat din cauza că în el am crezut că sunt mai multe suiuri și am păstrat chiar 7 șarpante. Nu a fost normal să-l formez așa, cu toate că el chiar a fost ok în toată perioada, dar aglomerația de frunze și fructe pot dăuna pomului prin anumite boli și dăunători. Prin urmare, astăzi voi face tăierea mărului tufă, să nu mai fac gafa de data trecută. Știu că acesta a drajunat la bază, pe trunchi. O să scot acei drajuni, zona trunchiului. Așa cum am făcut și la celălalt pom, la romus, puțin pe sub el să văd unde este prins. Și aceștia pot fi folosiți pentru portaltoi. Toți pomii de aici sunt înmulțiți astfel, prin această metodă. Am adus din altă parte astfel de drajuni și toți merii pe care i-am aici altoiți cu drajuni. În al doilea rând, după cum am spus, vreau să mi-l formez în 3 șarpante. Pentru că aici am o problemă de scoarță, l-am atins cu trimorul sau cu motocoasa, rana este reparată, dar această șarpantă nu o să mai facă parte din scheletul acestui pom. Am determinat câte suiuri am și am aflat că am decât 2 din atâtea șarpante, astfel încât cum o să limitez pomul, pentru că știu deja suiurile, la 3 șarpante, așa cum este normal să fie. Drept urmare, acesta fiind golden, în afară de această șarpantă pe care ați văzut clipul trecut că am făcut câteva incizii pentru a-mi da lăstari, pentru că preconizam că acesta va rămâne în scheletul acestui măr, astfel o să renunț la cea de lângă până când o să rămână în 3 șarpante. Dar păstrez acest soi de vară, este am renunțat la această șarpantă plină cu rod, dar dacă schema este să rămână în 3, va rămâne în 3. Acum îmi dă posibilitatea să trec cu motosapa prin zona asta. Totodată mă încurcă și această șarpantă. O să tai destul de drastic în asta, că asta e situația. Mi-am luat țeapă cu 7 soiuri și n-au fost. Și avem acum la bază. 1, 2, 3, 4. Următoarea va fi asta, care din cauza rodului s-a lăsat către orizontală și nu și-a mai revenit. Voi face crestătura sub el.
Și acum îl tai la drept pe partea asta. Și renumărăm. Avem așa. Un soi de vară. Golden. Golden aici. Astea două șarpante sunt paralele. Voi renunța aici. Și au rămas în 3. Cu această continuitate care concurează cu cel ales care trebuie să rămână cu lider cu continuitate. Și acum o să lucrez numai șarpanta asta. După care o să dau pe repede înainte pentru că nu vreau să vă plictisesc prea tare. Așa e bine. După cum știți, eu mai înormez din rod. Așa trebuie să fac. Ultima terminație nu o finalizez cu tăietură în capăt. Și acum o să lucrez pe ăsta pe care această ramură este secundară celei principale din prima șarpantă. Căci doar atât voi lucra, restul voi da pe repede înainte. De obicei ar trebui să ținem lama când tăiem la inel, să o ținem pe lemnul pe care ne dorim să rămână. Așa. Avem aici continuitate, aici mai multe țepușe, lăsând țepușele să dezvolte burse și cam asta e. Acesta concurează, bineînțeles, cu ultimul vârf, aici înormăm. Aceasta face parte din semischelet, aceasta fiind secundară, o scurtez. De aici să-mi dea o ramură către exterior și pomul cam așa va rămâne pe șarpanta asta. O să fac restul tăierilor pe repede înainte. Dacă am timp astăzi, o să fac și tratamentele cu polisulfură de calciu.